În fiecare an de Crăciun, colindătorii îi închipuiesc pe îngerii și păstorii de la Betleem, care ne aduc vestea cea bună, că Dumnezeu Tatăl ne iubește prin Fiul Său, care vine și se naște și se jertfește pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. În minutele ce vor urma, se va alătura cauzei noastre, aducând vestea cea bună și inspirându-ne în bucurie și în dragoste, tenorul Vlad Miriță. Născut în fosta cetate de scaun a țării românești, Târgoviște, Vlad este un artist complex. A fost elevul regretatului maestru Corneliu Fânățeanu, mai bine de 10 ani, și a deprins de la acesta tehnica vocală, arta cântului și a esteticii muzicale. Este foarte atașat de locurile natale și de istoria Târgoviștei. Această pasiune i-a îndreptat pașii spre un domeniu foarte captivant, și anume spectacolele de reenactment sau de reconstituire în limba română, unde a interpretat în calitate de actor principal mai multe personaje din perioada medievală a țării românești, printre care voievodul Mihai Viteazul. Vlad este cunoscut marelui public ca un îndrăgit solist de muzică clasică și pop-opera, un gen pe care l-a făcut cunoscut încă de la debutul său, în anul 2002, la festivalul Mamaia, unde a obținut premiul întâi. De-a lungul anilor a fost solist al Operei Naționale din București, apoi a reprezentat România la concursul internațional Eurovision împreună cu Nico, cântând duetul Pe o margine de lume, compus de Andrei Tudor. A colindat lumea, concertând în cele mai importante săli de spectacole din țară și de peste hotare, și în această seară se află alături de noi. Doamnelor și domnilor, tenorul Vlad Miriță. Bună seara tuturor, Doamne ajută! Îmi pare bine să ne vedem și mă bucur că acest eveniment a strâns atâția oameni la oaltă, ceea ce înseamnă că Dumnezeu a vrut așa. Și dacă Dumnezeu a vrut așa, înseamnă că este și cu noi, și dacă este și cu noi, n-avem decât să ne bucurăm foarte mult și tot Dumnezeu să ne ajute ca împreună să facem să conteze prezența noastră aici pentru cine are cea mai mare nevoie acum. Vreau să vă rețin atenția cu trei cântece, nu mai mult. O să fie o canțonetă celebră pe numele ei Santa Lucia și după aceea două cântece de iarnă din repertoriu internațional. Și după aceea o să mă alătur și eu spectatorilor pentru a mă bucura de cel mai fain cor pe care noi îl avem, grupul Tronos, pe care îi iubesc din toată inima. Santa Lucia. L'astro d'argento, placida e l'onda, prospero il vento, sul mare luccica. L'astro d'argento, placida e l'onda, prospero il vento. Venite all'agile barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Venite all'agile barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Thank you.
dolce Napoli, o sol beato, o vuoi sorridere, vorrei il creato, o dolce Napoli, o sol beato, o vuoi sorridere, vorrei il creato, tu sei l'impero dell'armonia, Santa Lucia, Santa Lucia, tu sei l'impero dell'armonia, Santa Lucia, Santa Mulțumesc foarte mult! White Christmas. Să sperăm că o să avem parte cu toții de un Crăciun cu zăpadă. Și acum ultimul cântec de iarnă se numește Silent Night. Silent Night, oh. Mulțumesc foarte, foarte, foarte mult! Mă bucur... am să vin! Mă bucur foarte tare că acest eveniment a căpătat-o așa o amploare și să ne ajute Dumnezeu pe toți să fim mai buni decât am fost până azi, mâine și poi mâine mai buni decât vom fi mâine, în așa fel încât să ne întâlnim cu toții
în împărăția cerurilor. Să ne ajute Dumnezeu. Vreau să mulțumesc în mod deosebit pentru că n-am avut timp de nicio repetiție lui Dimitrie Voicescu și întregii echipe de sunet pentru că au făcut o treabă grozavă. Mulțumesc foarte mult! Audiție plăcută în continuare! Mulțumim, Vlad Miriță! Mulțumim foarte mult!